Un accident cu final tragic s-a produs în dimineața zilei de azi, în sectorul centru al municipiului Chișinău. Potrivit Inspectoratul General al Poliției, un tânăr de 22 de ani, care conducea o mașină de model Honda, a lovit un bătrân de 70 de ani, care traversa strada neregulamentar. Victima a fost preluată de echipa de urgență, însă a decedat pe patul de spital din cauza traumatismelor. Pe caz a fost inițiată o anchetă în stabilirea tuturor circumstanțelor. Un nou caz de falsificare a documentelor a fost constatat de vameșii moldoveni la punctul de trecere a frontierei costești, în cadrul verificărilor de rutină a pasagerilor unui autocar de pe o cursă ocazională. Asupra unui moldovean a fost depistat un permis de conducere care ar fi fost eliberat de autoritățile țării noastre. Polițiștii de frontieră au stabilit că documentul nu îndeplinește condițiile de formă și fond ale unui autentic, fiind fals. Bărbatul originar din orașul Bender a declarat că a achitat 50 de euro pentru perfectarea permisului în Moldova. În continuare, cercetările pe caz sunt efectuate în vederea eluciderii circumstanțelor și a tragerii la răspundere pentru uz de acte oficiale false. Șase colete cu țigări de contrabandă au fost depistate de vameși la frontiera moldo-ucraineană. Cazul a fost semnalat în urma unei alerte primite de la Secția de Investigare a Criminalității a Direcției Regionale Nord. În cadrul verificărilor, polițiștii de frontieră din cadrul punctului vamal Larga au identificat în zona localităților Coteala Podvirevka o persoană care încerca să transporte coletele cu țigări prin contrabandă. Urmare a intervenției polițiștilor de frontieră, persoana vizată a încercat să părăsească locul infracțiunii, abandonând lotul. Oamenii legii au descoperit în zonă șase colete cu 90.000 de țigarete, care aveau timbre de accize ale Republicii Moldova. Țigările au fost ridicate în vederea confiscării. În cadrul acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație au fost identificate și reținute două persoane din raionul Briceni, care la moment sunt cercetate în stare de libertate. Cazul este cercetat în continuare, în scopul identificării tuturor persoanelor implicate și documentarea întregii activități infracționale. Un bărbat a fost condamnat la 10 ani de închisoare, fiind învinuit de violare de domiciliu și tentativă de omor. Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat la 31 octombrie 2021 în raionul Criuleni. Bărbatul în vârstă de 41 de ani, după ce a pătruns ilegal în ograda gospodăriei victimei, în urma unui conflict apărut, urmând scopul de omor, i-a aplicat victimei mai multe lovituri cu un cuțit pe tot corpul și a fugit de la fața locului. În rezultatul loviturilor aplicate, victimei i-au fost cauzate potrivit raportul de expertiză judiciară, plăci tăiate la nivelul capului, cutiei toracice posterior și ambelor membre superioare, plăci tăiate înțepate la nivelul membrului superior stâng, care se califică ca vătămare corporală ușoară. Drept urmare, acesta a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare, violare de domiciliu și tentativă de omor. Astfel, acesta a primit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 10 ani, cu ispășirea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. O femeie din Dubăsar susține că ar fi fost atacată de un lup. Cazul a avut loc miercuri în localitatea Coicova, din Dubăsari, potrivit presei din stânga Nistrului. Victima de 54 de ani a fost internată la spital, fiind mușcată la degete, în regiunea pieptului și a feselor. Conform martorilor, ar fi vorba despre un animal mare și negru. Doctorii însă sunt sceptici în privința versiunii cu lupul și susțin că putea fi și un câine de dimensiuni mari. Victima este supusă tratamentului antirabic. Это животное, не знаю, что там, она говорит, большое черное. Угу. Стоит на нее. Огрызла на левой руке указательный палец половина тела. На правой руке мизинец поврежденный. Левая грудь и правая ягодица. Обширные, в общем, множественные раны. Și responsabilii de sectorul silvicol din raion spun că nu se poate stabili actualmente ce fel de animal a fost, atâta timp cât solul este uscat și nu rămân urme. Oamenii din sat însă se tem de noi atacuri și cer să se organizeze capturarea fiarei.